Polițiștii care locuiesc la cel mult 70 de kilometri de locul de muncă vor primi bani pentru chirie în valoare de atenție până la jumătate din salariu. Este decizia luată astăzi de aleșii din Camera Deputaților, chiar în timpul ședinței de austeritate de la Palatul Victoria, de la guvern. Mergem la Vasile Marcu, corespondent Antena 3 CNN, care are informații despre această decizie luată astăzi de Parlament. Ascultăm, Vasile. Este vorba despre o modificare la statutul polițiștilor, astfel încât și aceștia se poate primi până la jumătate din salariu drept bani pentru chirie, în cazul în care locuiesc într-o arie de 70 de kilometri față de locul de muncă. Asta însemnând îi ajută cel mai mult pe cei care lucrează în comune, spre exemplu, și nu își găsesc o locuință în localitatea respectivă, pot merge în cel mai apropiat oraș sau comună și să-și plătească chiria din banii de la stat, însemnând jumătate din salariu. Din ce spun inițiatorii proiectului de lege de modificare, practic, explicația este aceea că e vorba de o uniformizare între polițiștii de frontieră care beneficiau deja de astfel de facilități, cei care lucrează în penitenciare, inclusiv militarii, beneficiau de o astfel de facilitate și puteau plăti din bani de la stat dacă locuiau pe o rază de 70 de kilometri în jurul unității militare. Iată, acum va fi valabilă inclusiv pentru polițiștii obișnuiți, așa că aceasta este explicația dată proiectului de lege care tocmai a fost adoptat astăzi în Camera Deputaților. Camera Deputaților, mai trebuie menționat, este for decizională, așa că în momentul de față modificarea merge la președintele Klaus Iohannis pentru promulgare. Vasile, îți mulțumesc!